Salut lume, mă numesc Albin de la Tutoriale Info PCHQ și astăzi am să vă prezint cum vă puteți optimiza sistemul de operare Windows cu Free Windows Scanner. Pentru a-l descărca, vom intra pe linkul pe care vi l-am lăsat în descriere. Dar când am ajuns pe pagina de la download.com, nu ne vom merge pe butonul download new și ne vom merge pe direct download link. În cazul în care nu vă pornește instalarea, veți da pe Restart the Download. Bun. Apoi vom apăsa pe butonul Save. Apoi pe butonul Run. Bun. Eu mai puteți închide browserul. Și bun, priviți, instalarea ni s-a deschis. Este aceasta. Limba română nu are și vom lăsa pe limba engleză. Vom apăsa butonul OK. Next. Next. Bun. Apoi ne vor apărea alte prostii care nu ne interesează, am apăsat pe butonul decline. Apoi să ni se deschide din nou pagina lor. Dar nu vă speriați de această eroare este pentru că nu ați dorit să instalați acele prostii. Și dăm finish. Și lăsăm bifat această căsuță. Luăm Free Windows Scanner. Și priviți, ni s-a deschis. Aceasta este performanța calculatorului nostru. Aici, care este notată de la 10 la 100. Bun. Avem și memoria și spațiu liber. Cum facem acest lucru? Foarte, foarte repede. Vom apăsa pe butonul Turn New. Vom aștepta un pic. Priviți cum... cum scade și memoria când dacă lucra. După cum priviți, chiar am reușit să pot să ajung la o performanță de 100% a calculatorului meu. Însă eu am avut acel 80% pentru că folosesc și alte programe care mi optimizează sistemul. Dar pentru a fi sigur, mai putem da încă o dată un new. Și bun, acum suntem siguri de o performanță maximă și puteți închide programul. Acesta a fost tutorialul, eu am fost Sabin de la Tutoriale Info PCHQ. Vă mulțumesc!